Premierul Valeriu Streleț, care participă în aceste zile la adunarea generală ONU de la New York, a fost în centrul atenției pentru câteva momente și asta pentru că a fost confundat cu președintele Federației Ruse Vladimir Putin. Premierul Republicii Moldova a fost întâmpinat la ceremonia de deschidere a celei de-a 70-a adunare generală ONU, precum președintele SUA Barack Obama. Valeriu Streleț a fost întâmpinat de staful celor de la ONU și escortat în sala de festivități. Acest lucru a fost remarcat de postul rusesc de televiziune RTVI. Jurnaliștii ruși admit că acest incident putea fi evitat, dar s-a produs din cauza că Putin nu a mai fost de 10 ani la reuniunile de la ONU. De asemenea, cei de la RTVI mai admit că Putin, care a întârziat cu o oră la deschidere adunării, a regizat și organizat această confuzie. Angajații din medicină vor fi salarizați în funcție de performanță. Federația Sindicală Sănătate a cerut majorarea cu 25% a salariilor angajaților din medicină de la 1 ianuarie 2016. În același timp, Roxanda Glavan, ministrul Sănătății, a declarat că medicii și asistentele medicale vor fi remunerați în funcție de performanță, iar de cele mai mari adausuri la salarii vor beneficia tinerii specialiști. Nu pot promite că va fi o majorare cu 25%. În primul rând, vor primi salarii mai mari tinerii specialiști, probabil cu 50% mai mult. Alți angajați din domeniu ar putea avea retribuții lunare cu 10-15%. Se va termina cu sporuri mai mari de salarii pentru șefi. Fără supărare, dar unii angajați ai Companiei Naționale de Asigurări în Medicină, care au lefuri de 9.000 de lei, vor primi mai puțin, a menționat Roxanda Glavan. Republica Moldova ocupă locul 84 din 140 de țări în clasamentul global al competitivității 2015-2016 elaborat de Forul Economic Mondial. Țara noastră a coborât două poziții, deși punctajul acordat 4 puncte a rămas același. Pentru stabilirea nivelului de competitivitate, studiul ia în considerație 12 indici, precum mediul instituțional și macroeconomic, infrastructura, sănătatea și educația, eficiența pieței și a forței de muncă, dimensiunea pieței, nivelul de dezvoltare a sectorului tehnologiei și inovației. Potrivit clasamentului, problemele cu care se confruntă țara noastră sunt corupția, instabilitatea politică, birocrația guvernamentală ineficientă, instabilitatea guvernamentală și accesul la finanțare. Cel mai bine țara noastră stă la disponibilitatea tehnologică, mediul macroeconomic și sistemul de învățământ și instruire. Cea mai competitivă țară din lume este Elveția, care și-a păstrat poziția de lider mondial pentru al 6-lea an consecutiv. Aceasta este urmată de Singapore, Statele Unite, Germania, Olanda, Japonia, Hong Kong, Finlanda, Suedia și Marea Britanie. La coada clasamentului se află Mauritania, Ciad și Guinea. 10 moldoveni au fost răniți într-un accident produs în județul Hunedoara din România. Microbuzul în care se aflau 16 persoane s-a ciocnit cu o auto utilitară între localitățile Leșnic și Săcămaș într-o curbă periculoasă. Traficul rutier a fost suspendat mai bine de o oră. Șoferul auto utilitarei a murit pe loc. Este vorba despre un bărbat din Ungaria, a anunțat poliția română. Potrivit oamenilor legii, de peste Prut, șoferul auto utilitarei nu ar fi adaptat viteza într-o curbă și a ieșit pe contrasens, iar apoi s-a izbit în microbuz. Competiție inedită între pompierii din întreaga țară. Salvatorii de la noi participă la concursurile specializate în domeniul serviciului protector împotriva gazelor și fumului. 10 echipe din cadrul Direcției Situațiilor Excepționale trec testul de rezistență în condiții nocive echivalente celor din incendii. Misiunea pompierilor este una extrem de dificilă. Ei trebuie să salveze un sinistrat dintr-un subsol inundat cu fum. Mai mult, acesta trebuie evacuat de urgență pentru a reuși să supraviețuiască. O altă etapă dificilă este ridicarea echipei pe turnul de instruire și salvarea persoanei de la înălțime. Competițiile se încheie cu o probă teoretică, unde fiecare participant își demonstrează cunoștințele în domeniu. În acest an, cele mai bune performanțe le-au înregistrat pompierii din Ungheni, care au luat locul întâi. Pe poziția a doua s-au plasat cei din Găgăuzia, iar pe trei s-au
clasat pompierii din capitală. Competițiile în domeniul serviciului protector împotriva gazelor și fumului sunt partea campionatului consacrat memoriei salvatorilor și pompierilor căzuți la datorie, desfășurat tradițional în fiecare toamnă. Salvatorii din întreaga țară participă la competiții reușind să înscrie noi performanțe în sportul aplicativ al pompierilor recunoscut pe plan internațional. Inspectorii postului Vamal Tudora, în conlucrare cu polițiștii de frontieră, au descoperit circa 4 tone de alcool etilic disimulate în mai multe locașuri speciale amenajate ale unui camion cisternă, inclusiv în rezervorul acestuia. Autoritatea Vamală a reținut marfa și unitatea de transport. Conform actelor însoțitoare, conducătorul auto, cetățean moldovean, transporta vinuri din Republica Moldova în Ucraina. Camionul aparținând stă de control a descoperit o țeavă interioară și un robinet instalat artizanal, din care curgea alcool etilic. Cantitatea totală a etanolului transportat fără acte de proveniență și nedeclarat organului vamal este de circa 4 tone, cu o valoare de piață estimată la suma de 500.000 de lei. Cazul este cercetat penal. Polițiștii din Dubăsari au confiscat încălțăminte în asortiment fără documente de proveniență, ce urmau să ajungă în regiunea transnistreană, în preajma postului Vamal Intern, lângă satul Molovata, raionul Dubăsari. Polițiștii au oprit un automobil de model Toyota Avensis condus de un bărbat de 52 de ani. După ce a fost verificat autovehiculul, polițiștii au depistat 284 de perechi de încălțăminte pentru dame, bărbați și copii, în valoare de aproximativ 12.000 de lei. Deoarece șoferul nu a putut prezenta acte de proveniență pentru bunurile transportate, acestea au fost ridicate până la definitivarea cazului, iar contravenientul urmează să fie sancționat conform legislației în vigoare.